Bine v-am găsit! Astăzi vă prezint o modalitate de organizare a ideilor pe baza unui text non-literar despre barză. Una dintre păsările migratoare foarte cunoscută în țara noastră este barza. Ce știți despre barză? Ce informații noi ați dori să aflați despre această pasăre? Pentru a vă organiza mai ușor ideile, vă propun să le notați într-un tabel ca acesta pe care să-l desenați pe caiet. Citiți apoi textul informativ despre barză și reveniți la acest tabel pentru a nota în ultima coloană informațiile noi. Să vedem ce știți deja despre această pasăre. Cu siguranță cunoașteți că barza e o pasăre migratoare. Probabil știți că uneori stă cu capul pe spate și scoate un clămpănit. Mai știți că se hrănește cu broaște și pești. Notăm aceste idei în tabel, în prima coloană. Ce lucruri ați dori să aflați? Notăm în a doua coloană următoarele posibile idei. Cât durează călătoria sa? Este o pasăre cântătoare? Ce altceva mai mănâncă? Citiți următorul text informativ despre barză. Notați în tabelul vostru informațiile noi pe care le aflați. După ce ați citit textul, completați ultima coloană a tabelului. Spre exemplu, putem nota că drumul din Africa spre Europa durează 49 de zile, că barza este o pasăre mută și că se hrănește nu doar cu broaște și pești, ci și cu șerpi, insecte, cu mamifere și animale mici. Puteți folosi acest tabel cu informații pentru a prezenta colegilor ceea ce știți și ce ați aflat despre barză. Aplicați această metodă și pentru alte texte pe care le studiați. Pe data viitoare! În unele localități din țară, oamenii au montat camere de luat vederi în cuiburile berzelor. Accesând acest link, puteți urmări în timp real activitatea dintr-un cuib de berze.